Bună tuturor, ce faceți? Eu asta se nav și în acest vlog o să devin grădinar. Pentru că de ziua mea Ari mi-a dat acest bonsai, pentru că știe și ea și știți și voi cât de mult iubesc eu Japonia și bonsai sau copacii, așa că mi-a făcut cadou acest copac pe care eu trebuie să-l plantez. Și eu nu știu să plantez. Deci am bonsaiul ăsta din vară. Și nu știu ce are. Cred că l-am mânecat, nu știu, deșert a avut pe aici, astăzi l-am udat. În fine, haideți să vă arăt și cum arată bonsaiul. Bonsaiul între ghilimele, bonsaiul pe care eu va trebui să-l plantez. Numai bonsaiul o să iasă din asta. Da. Nu știu ce sunt astea. Habar n-am. De ce nu pot să scot asta? Wow! Da. Hai că bonsai. Ce sunt astea? Te au zis că ce ai? O să bag în apă. Eu. Miroase ciudat. Mamă, bă! Așa cred că sunt alea! Semințele! Aude! Ador, 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 ador! Vezi că îmi pun ochelarii, doar că nu face că se vede ring light-ul în ei. Am răcit de aia în vocea asta, atât de... Pungi? Plantez bonsai un pungi? Ce? Da, nu înțeleg. Să începem. Acum cred că va trebui să citesc toată cartea asta ca să înțeleg ce trebuie să fac. Hai să începem. No, bun, am citit și instrucțiunile și din câte am înțeles, ăsta e pământul și va trebui să-l pun în apă. Și după ce-l pun în apă, îl scot și-l pun în asta. Și după ce-l pun în asta, trebuie să plantez semințele. Da. Și după, deci până aici e ușor. Doar că după va trebui să le pun în pungi, în pungile astea. Și să le las câteva săptămâni, iar după trebuie să le pun în frigider. Așa se plantează sau... Ce? În fine. Hai să trecem la treabă. Acum să iasă ce ieși, ce să zic. Deci la ce pe bandat am făcut acum în bucătărie, cred că o să mă mor, mami. Am făcut pământ de flori. Iai, ce fac eu, mă, frate, ce fac? Da, deci m-am întors la mine în cameră, așa că haideți să începem treaba. Acum că am făcut poțiunea, putem să facem bonsaiul. Să începem. Zici că e mâncare? Din aia care făceam noi când eram mici. Iai. Bine, așa cum am mai fac, dar nu. Și din această cauză îmi numesc eu camera laborator. Numai poțiuni fac. Ok, deci videoclipul meu s-a terminat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de subscribe să abonați doar că cu tot clopoțel. Nu mai am pământ sub unghii. Nu. Eu am fost Asinaf și noi o să ne vedem data viitoare. Nu uitați să-mi lăsați și un comentariu și să distribuiți acest vlog și cu prietenii voștri. Da, bun, noi ne vedem data viitoare. Pa!